Poli Timișoara a suferit un eșec la limită, scor 1-2 contra celor de la FC Bihor Oradea. Expolistul Gâdea a deschis scorul în minutul 22. În minutul 40, bihorenii și-au dublat avantajul cu o execuție frumoasă a lui Sergiu Ciocan, direct în vinclu. Pe seama unei relaxări premature a echipei adverse, Poli a plusat în repriza secundă și a redus din diferență prin Popa după o serie de ocazii irosite de timișoreni.